Seara. Iată-ne într-o seară atât de plină, așa, cu muzică, alături de toți colegii mei din Moldova, observ, toți profesorii buni și foarte buni, unindu-ne aici pentru cel mai mare compozitor, nu numai din Moldova, din toată țara, din toată România, Marcel Iorga. Mă numesc Carmen Trufia, sunt coordonatorul, fondatorul Asociației Culturale Domisong și alături de copii și părinți am venit în fața dumneavoastră să vă cântăm una din piesele cele mai mari, compoziții excepționale a domnului Marcel Iorga. În decursul celor 20 de ani de când colaborăm cu dumnealui, eu încă colaborez și cu siguranță dumnealui vede de acolo tot ce se întâmplă în această seară și se bucură pentru toți. În anul 2011 ne-a compus un colaj pentru Bibliosong de atunci. Am avut un grup vocal Bibliosong cu care am obținut premiul 3 pentru prima dată la grupuri mari în cadrul cel mai mare festival Mamaia Copilor. În anul 2011, următorul an, ne-am unit mai mult forțele și am obținut premiul 2 cu un alt colaj la fel, dacă doriți, pe paginile de YouTube, Facebook, Mamaia Copilor 2011, să vedeți cel mai mare cor de atunci, din 2011, Bibliosong la acea vreme, cu o compoziție de-a domnului Marcel Iorga, excepțională, excepțională tot, și repertoriul, și versurile, a fost alături de noi, de copii, să știți că iubea foarte, foarte mult copiii. Am colaborat cu dumnealui exact cu în săptămâna în care a decedat, urma să imprimăm un colaj, nu mai știu exact cu ce tematică. Dumnealui venea cu ideea, colaboram, foarte frumos. Ce să vă spun, din creațiile dumnealui, noi am trecut în 20 de ani prin toate piesele lui, foarte multe are. Deci am văzut o carte, un CD făcut de primăria municipiului Vaslui. Felicitări și sunt mult mai multe piese, multe. Deci pentru copii, cel puțin, iubea foarte mult copii de 3 ani. El se empatiza cu el în momentul în care venea la concursurile organizate de Domisong, din momentul în care a venit pandemia. Noi am colaborat și atunci, în pandemie. Dumnealui venea cu mască, cum venea, intra câte un copil, dumnealui juriza fix la valoarea cu care interpreta piesa. Deci nu se uita că avem ochi albaștri, părul blond sau nu. Dumnealui puncta exact. Copilul era de premiul 3, îmi spunea Carmen, premiul 3. Niciodată nu m-am dat la, deoparte să-i spun, să vin în contradictoriu cu ceva, să spun că nu. Pentru că a fost un om cu experiență, un muzician, un saxofonist bun, un flautist bun. La fel are Rapsodia Română, o prelucrare, niște prelucrări excepționale. Deci, un tezaur așa al muzicii românești. Vă mulțumim că sunteți aici și sperăm, cum a spus domnul președinte, să facem ceva mai mult pentru copiii din comunitate, pentru profesorii, care la fel sunt pasionați de ceea ce înseamnă muzică. Și pentru noi a fost o onoare că am cântat alături de cea mai frumoasă, cea mai bună orchestră, a domnului Gavrilă. Vă mulțumim frumos și doamne fericire seară cu cântec bun în continuare. La revedere! Vă mulțumim! Grupul vocal Domisong din Vaslui, condus de doamna profesoară Carmen Trufia, vine în fața dumneavoastră cu piesa Școala de Muzică, Muzică și Text, Marcel Iorga.